Bună ziua, stimați prieteni! Vă invit la cea de-a 70-a ediție al analizelor economice, un proiect comun indiz viitor și privesc eu. Toate celelalte ediții, precum și această ediție, o puteți privi pe pagina oficială ale acestor instituții sau pe pagina mea, ionita.md. În rubrica din dreapta la analize economice, puteți vedeți și edițiile precedente, unde sunt examinate subiectele de interes pentru țara noastră. Astăzi aș vrea să mă întorc încă o dată la subiectul comerțului extern. În acest an bănuiesc vom reveni încă o dată la comerțul extern, deoarece avem niște fenomene care nu au fost niciodată în istoria Moldovei și bănuiesc că nici nu vor fi niciodată. Avem o explozie atât a importurilor cât și a exporturilor. Dacă ne uităm atent, voi lua din tâi pe exporturi, dacă ne uităm atent în primul grafic, observăm următorul lucru. În primele 8 luni ale anului, că avem datele doar până în luna august, datele au fost prezentate săptămâna aceasta de către Biroul Național de Statistic, avem exporturile moldovenești, au ajuns la aproape 3 miliarde de dolari în 8 luni de zile. Ca să fie clar, deci este o creștere cu 64% comparativ cu anul trecut și o creștere de 70% comparativ cu media din ultimii 5 ani de zile. Așa ceva noi n-am avut niciodată în istorie, se vede clar din grafic, maxima istorică a fost anul trecut 1.800.000.000, anul acesta avem cu 1.150.000.000 de dolari mai mult. Deci avem o creștere fără precedent a exporturilor, e o creștere care are la baza sa 4 factori de bază. Primul factor este legat de faptul că în acest an au crescut semnificativ prețurile la toate produsele. Deci avem o inflație nu doar în Republica Moldova, avem o creștere a prețurilor pe plan global, avem o creștere a prețurilor în Europa și în țările în care exportăm, respectiv toate bunurile care în prezent se vând, se importă sau se exportă, despre aceasta voi vorbi pe final, în acest an înregistrează o creștere și noi doar 220 de milioane de dolari obținem în plus datorită creșterii de prețuri. Altfel spus, noi mărfurile care le anul trecut le-am fi vândut cu 2 miliarde și 800 de milioane de dolari, anul acesta le-am vândut cu 3 miliarde de dolari. Al doilea factor care iarăși este evident este recolta din 2021 și lucrul acesta, o recoltă mare fără precedent, s-a început a vedea încă de la sfârșitul anului trecut când am început a înregistra creșterea exporturilor. Al treilea factor este legat de exporturile, tot o producție fără precedent de mare din stânga Nistrului, care parțial se face prin Republica Moldova, așa cum intră în câmpul legal al Republicii Moldova și evident avem importuri și exporturi din și spre Ucraina, care sunt determinate de războiul din Ucraina și Moldova este văzută ca o soluție logistică. Aici nu vorbesc de tranzitul de mărfuri, care tot este destul de mare, vorbim despre faptul că Republica Moldova importă anumite mărfuri, apoi le exportă în Ucraina și invers. Din acest motiv, noi anul acesta, relațiile noastre comerciale cu Ucraina au înregistrat o creștere colosală și inclusiv și cu România, deoarece anume noi am devenit un fel de hub dintre acestea două țări, în special pe segmentul produselor petroliere. Dacă ne uităm atent la volumul comerțului extern, care înseamnă importuri și exporturi, în acest an, în luna august, în valoare anuală, volumul comerțului extern a ajuns la 13 miliarde de dolari. Deci este o sumă fără precedent de mare, în creștere cu 2,6 miliarde de dolari comparativ cu anul trecut. Noi, de fapt, creșterea din primele 8 luni de zile deja este mai mare decât creșterea de anul trecut. Până la sfârșitul anului, acest indicator va continua să crească și cred că ușor am depășit de 14 miliarde de dolari. Dar aș vrea să mă întorc înapoi la exportul Republicii Moldova. În primele 8 luni am exportat de 3 miliarde de dolari, dar dacă luăm în valoare anuală, deci în ultimele 12 luni de zile, exportul Republicii Moldova este de 4,3 miliarde de dolari. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că până la sfârșitul anului noi vom avea o creștere a exporturilor de cel puțin 50%, dar cel mai probabil mă vorbim toate 60%, după cum avem și în primele 8 luni de zile, și exporturile noastre în acest caz foarte aproape vor fi de 5 miliarde de dolari. Cum să vă spun? Nu este un lucru rău, este chiar salutabil lucrul acesta, deoarece exporturile, chiar dacă sunt și exporturile, cum aduc anumite valoare adăugată în țară,
Dar întrebarea este, din contul căror țări și din contul căror produse la noi în Republica Moldova au crescut exporturile? Haideți să ne uităm. Cel mai mult au contribuit la creșterea exporturilor primele 5 țări. Exporturile în aceste țări au crescut, au asigurat 86% din toate creșterile de exporturi. În Ucraina, exporturile au crescut cu 354 de milioane de dolari sau de 7,3 ori. De fapt, aceasta este legat strict de exportul produselor petroliere și altor produse de primă necesitate, deci este o situație de forță majoră, nu este pe termen lung, deci relația cu Ucraina este una mai puțin, mai degrabă exclusivă decât ceva normal. Într-un viitor apropiat, din păcate, noi exportul spre Ucraina nu le vom putea menține. În schimb, exportul spre România este a doua țară care în ultimii 7 ani de zile constant ne asigură creșterea exporturilor din Republica Moldova. România a devenit categoric și detașat cel mai important partener comercial și în fiecare an România era țara numărul 1 care ne asigura cea mai mare contribuție la creșterea exportului. În acest an este pe locul 2 din cauza Ucrainei. Pe locul 3 este Italia cu 103 milioane creștere, Bulgaria cu 96 de milioane și Turcia cu 94 de milioane. Împreună aceste 5 țări au contribuit la creșterea exportului cu 86%. Restul țărilor au o contribuție cu mult, cu mult mai slabă. Care sunt produsele de bază care ne-au asigurat cel mai mult creșterea exporturilor? Sună foarte interesant, dar produsul numărul 1 care ne-a asigurat creșterea exporturilor sunt produsele petroliere. Am spus-o și în luna mai când am făcut prima analiză, o spunem acum și o vom repeta și la sfârșitul anului. Republica Moldova în acest an se transformă în țară de bază de export a produselor petroliere. Este legat de contextul regional, război din Ucraina. Deci exportul de produs petroliere de la aproape zero a crescut, cu 308 milioane de dolari sau de 22,3 ori. Deci creșterea exporturilor în Republica Moldova în principal este cauzată de produse petroliere. Pe locul 2 sunt cereale și preparate din cereale și este asta se datorează faptul că am avut o roadă foarte bună anul trecut. Grăsimi și uleiuri vegetale, tot din agricultură. Semințe, fructe, leguminoase, tot agricultură. Legume și fructe, tot agricultură. Altfel spus, cu excepția produselor petroliere, care sunt un factor legat de război din Ucraina, 4 produse de bază sau baza creșterii exportului în acest an este asigurată de agricultură. Produsele petroliere și agricultura. De fapt, agricultura este jucător de bază care a asigurat creșterea absolută a exporturilor din Republica Moldova. Care sunt țările care au contribuit cel mai mult la creșterea importului din Republica Moldova? Din primele 10 țări avem în felul următor. România cu 445 de milioane de dolari este cea mai mare contribuție la creșterea importului și voi aduce explicația din ce cauză. Produsele petroliere care merg în Ucraina și care ne-a făcut că sunt pe locul întâi, care au cea mai mare contribuție la creșterea exportului și ele sunt importante și noi, Ucraina s-a ridicat pe locul întâi, ele vin din România și în felul acesta, datorită produsului petroliere, noi avem anul acesta cea mai mare contribuție la creșterea importurilor, România. Pe locul 2 se află Federația Rusă, ține de creșterea produselor la creșterea prețurilor la gaz și 2 creșterea prețurilor la produsele care noi le importăm, în special fertilizanții pentru agricultură. Pe locul 3 Ucraina, importurile și iarăși este clar, Ucraina este utilizată, Ucraina utilizează Republica Moldova ca modalitate de exporta și alte țări le vedeți mai departe. Deci primele 3 țări asigură mai mult de jumătate din toată creșterea noastră de importuri. Care sunt produsele de bază care au contribuit la creșterea importului din Republica Moldova? 2 produse din segmentul energetic, 62% din toată creșterea de importul în Republica Moldova este asigurată de 2 produse. Petrolul și produsele petroliere au crescut la 374 de milioane până la 942 de milioane. Creșterea este, după cum am spus, una fenomenală, cu 568 de milioane de dolari. De aici vreau să spun în felul următor. Creșterea importului de produse petroliere este determinată de 2 factori.
Primul factor este că Republica Moldova importă produse petroliere pe care le exportă apoi în Ucraina. Asta este factorul numărul 1. Și factorul 2, scumpirea produselor petroliere. De fapt, noi aici vorbim nu atât de scumpirea produselor petroliere, cât de faptul că Republica Moldova exportă acest produs petroliere. Pe locul 2 se află gazul natural. Aici noi deja vorbim de o creștere a prețului. Dacă anul trecut noi în primele 8 luni am importat gaz de 158 de milioane de dolari, în acest an avem de 528 milioane de dolari sau 354 milioane de dolari sau de 2,5 ori avem o creștere. Pe locul 3 sunt mașini, vehicule, mașini și aparate, deci acestea sunt următoarele care sunt, toate sunt la rând, ele ne-au asigurat în total iarăși cea mai mare parte de creștere a importurilor. Dar acum vreau să mă opresc asupra unui subiect extrem de important, care până acum l-am ignorat, dar cred că se merită deja să discutăm. Din ce cauză? Și cu asta cred că vom veni pe final în această zi. Vreau să vorbesc despre competitivitatea economiei noastre naționale în economia globală de repartizare a producției și competiție pe plan global. Din ce cauză? Dacă ne uităm atent, în acest an noi avem o situație care rar se întâmplă. Șocurile, de fapt, întotdeauna se developează anumite lucruri care, în condiții normale, tu le ignori. În ce constau ele? Dacă vă priviți atent în primul trimestru acestui an, produsele pe care noi le-am importat au fost mai scumpe cu 27% decât anul trecut. În schimb, produsele pe care noi le-am exportat au fost doar cu 8,7% mai scumpe decât anul trecut. Ce înseamnă lucrul acesta? În competiția globală, în economia globală, evident, anul acesta influența este legată de factorul energetic, dar în primele 3 luni ale anului, noi trebuie să exportăm cu 16% mai multe bunuri produse de noi pentru a cumpăra același volum de bunuri pe care le-am cumpărat și anul trecut. Altfel spus, producția noastră s-a scumpit cu mult mai încet decât producția de import. Dacă observați, noi, produsele pe care le-am exportat, au crescut în preț cu 8,7%, iar produsele care le-am importat au crescut cu 27%. Dacă vă uitați atent în anul 2020, în anul pandemiei, din contra, produsele care noi le exportam erau creșterea în preț mai mare, produsele pe care noi le-am importat au fost, prețurile au fost mai mici. Deci mai mult ca atât chiar au scăzut. Dacă cine a uitat, atunci în anul 2020, criza pandemică a dus la ceea că a scăzut prețul la produsele petroliere, a scăzut prețul la gaz, a scăzut prețul la energie electrică și noi am avut un an favorabil în care tot ce exportam noi se scumpea, tot ce importam noi se ieftinea. Însă, anul 2021, anul 2022, avem o situație neplăcută și este legat de faptul că produsele pe care le importăm noi se scumpesc cu mult mai tare decât produsele pe care le exportăm noi. Dar nu am vrut eu pe o perioadă scurtă, am luat ultimii de începând cu 2000, ce s-a întâmplat? Care este competitivitatea noastră? Și aici am luat așa numitul, competitivitatea este un indice pe care am luat cu cât noi a trebuit să plătim, să exportăm mai mult sau să exportăm mai puțin pentru a obține același volum de bunuri importante. Altfel spus, cu cât au crescut prețurile la producția exportată de noi și cu cât a crescut prețurile la producția importată de noi. Și de rezultat avem în felul următor. Dacă observați atent, în marea majoritate a anilor, noi a trebuit să plătim mai scump, deci, spre exemplu, în anul 2021, noi a trebuit să îi exportăm cu 2,38% mai multe mărfuri pentru ca să procurăm aceleași bunuri importate. Simplu spunând, prețurile la mărfurile exportate de noi au fost mai mici decât, au crescut mai încet decât prețurile la mărfurile importate de noi. Doar în câțiva ani de zile avem o situație favorabilă, după criza din 2014 avem aici prețurile la mărfurile importate, au crescut cu mult mai puțin și noi am câștigat, altfel spus, cu aceeași volum de mărfuri exportate, noi cumpăram mai multe bunuri, dar per total, într-o perioadă de 21 de ani, în Republica Moldova, noi am pierdut competitivitatea cu aproape 20%, câte 1% pe an. Ce înseamnă lucrul acesta? Deci în fiecare an, în marea majoritate a cazurilor, ceea ce importam noi creștea mai repede în preț decât ceea ce exportăm noi. Drept rezultat,
astăzi noi trebuie să exportăm cu 20% mai multe bunuri decât în anul 2000 ca să procurăm același volum de bunuri ca în anul 2000. Prețurile la produsele care sunt produse de alte țări și pe care noi le importăm au crescut cu mult mai mult decât prețurile la bunurile pe care le producem noi și le exportăm. Deci aici este problema de bază și cred că Ministerul Economiei, Guvernul în ansamblu, fiecare de noi, trebuie să vedem care sunt ramuri cele mai competitive, care să ne asigure nouă cel puțin o paritate. În caz contrar, noi riscăm să devenim o țară în care, cu o competiție globală, produsele noastre nu sunt competitive în sensul de prețuri și noi suntem într-o pierdere continuă. Am avut doar câțiva ani, uitați-vă, din aceștia 21 de ani pe care noi am analizat, noi am avut un avantaj de preț numai în 4 ani de zile. În 17 ani noi am avut un dezavantaj de preț și doar în 4 ani de zile am avut un avantaj. Asta e 20%, deci în 20% din cazuri, în 20% din această perioadă noi am avut un avantaj, restul am avut dezavantaje. Concluzia este în felul următor. Anul 2022 este un an atipic. El a dus la ceea că noi avem o explozie puternică, atât a exporturilor cât și a importurilor. Ele practic au modificat tot ce înseamnă landshaftul comerțului extern al Republicii Moldova. Cred că situația se va ameliora la anul, cred că efectul războiului încet, încet va dispărea. Cert este un lucru. Noi avem în prezent un partener numărul 1 care este România, 2 este Uniunea Europeană și ei vin cu cea mai mare contribuție la creșterea exporturilor noastre. Noi avem o temă de acasă de rezolvat, produsele noastre să crească în prețuri cel puțin exact așa cum cresc produsele pe care noi le importăm. Din păcate, în acest an avem un decalaj fără precedent, când produsele importate în primul trimestru au crescut cu 27%, produsele noastre exportate cu doar 8%. După această situație leac s-a ameliorat. În lunile, în trimestrul 3, când va fi toate datele, deja vom vedea situația. Tot este una nu cea mai bună, dar după aceasta sper că anul viitor va fi un an când lucrurile se vor echilibra parțial, însă, iarăși, vreau să repet, pe termen lung, noi, din păcate, pierdem competiția și sper că acest lucru va fi rezolvat. Până aici ce am vrut să vă spun astăzi, ne vedem data viitoare când vom discuta alte subiecte de importanță majoră. Vă mulțumesc!